Marți, 3 noiembrie, în organizarea primăriei municipiului Câmpul Lung, a Casei de Cultură Tudor Mușatescu și a Casei de Cultură Cede Aricescu va debuta cea de-a 5-a ediție a Festivalului de Satiră și Umor Tudor Mușatescu. Festivalul are o tradiție mult mai îndelungată. El a fost înființat la sfârșitul anilor 70 și se desfășura din 2 în 2 ani. După o perioadă de câțiva ani când acesta nu s-a mai ținut, a fost reluat cu fonduri europene în programul Împreună pentru Câmpul Lung. În cadrul festivalului, marți, la primăria municipiului Câmpul Lung, în sala de festivități, va avea loc lansarea numărului 8 al revistei Acidava, a Clubului Epigramiștilor din Mușcel. Iar redactorul șef al revistei, Constantin Agricola Miu, își va lansa cea de-a 15-a carte recent apărută. Începând cu ora 18, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Cede Aricescu, se va desfășura concursul de interpretare. Festivalul de satiră și umor Tudor Mușatescu, așa cum ne-am obișnuit, cum am obișnuit publicul, Tudor Mușatescu fiind un personaj de referință al zonei noastre, al Mușcelului, iată chiar și Casa de Cultură îi poartă numele. Așadar, Tudor Mușatescu, festival concurs, care se referă la școlile și liceele din arealul Mușcelului. Avem două secțiuni, secțiunea de creație și secțiunea de interpretare. Anul acesta, iată, sunt amândouă secțiunile, iar fiecare secțiune se împarte în două, adică o grupă, grupa de clase 5-8 și 9-12, așa și la creație și la interpretare. Prima zi, mâine, 3 noiembrie, va începe cu lansarea unei reviste Acidava, reviste de satire și reviste de umoristică, epigrame, și o carte a domnului redactor șef al acestei reviste, domnul Agricola Miu, cu Oameni obișnuiți. Va fi și un moment de evocare al operei lui Mușatescu, după care, deci aceasta începând cu orele 16, în sala primăriei. După care se va derula concursul în sine de secțiunea de interpretare pe cele două secțiuni 5-8-9-12 la ora 18 începând acest concurs. Ziua de miercuri va începe la ora 18 cu festivitatea de premiere a celor care au debutat în secțiunea de interpretare, iar la ora 19, așa cum am mai obișnuit, să aducem un spectacol de teatru, de data aceasta, nu în premieră la Câmpul Lung, teatrul la Alexandru Davila vine cu Titanic Vals. Așadar, vă invităm la teatru, o seară, zic eu așa, de deconectare față de tumultul și problemele vieții pe care noi o ducem. Mai departe, în joi, în 5 noiembrie, la ora 18, festivitatea de premiere la secțiunea Creație, după care, la ora 19, spectacol Maicu Drojdea cu invitații săi. Aceste spectacole se vor derula în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. Miercuri, 4 noiembrie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor Cede Aricescu va avea loc premierea la secțiunea interpretare și începând cu ora 19, actorii teatrului Alexandru Davila din Pitești vor interpreta piesa Titanic Vals de Tudor Mușatescu. Joi, 5 noiembrie, festivalul va continua în aceeași locație, cu premierea la secțiunea Creație, la ora 18, iar de la ora 19 va fi un spectacol muzical Mihai Godorojea și invitații săi.